bine acolo, dar tot am scăpat oarecum cu bine. E gol? Mamă, ce am făcut, bă, băiețește, deci nu-mi vine a crede așa ceva. Salutare și bine ați revenit într-un nou videoclip. Astăzi ne mușcăm și de rochelii, cum o facem noi mereu, și haideți, fraților, să vedem ce reușim să facem astăzi. Ok, nu știu de ce tot am zis asta că se duce el, pentru că eu sunt mai în față decât dânsul și trebuia eu să mă duc, cum am și făcut. Ok, am pasat-o foarte prost. Ok, până la urmă am putut să salvez mingea. O să vin așa. I-am cam pasat. N-am făcut mai nimic bine acolo, dar tot am scăpat oarecum cu bine. E gol? Mamă, ce am făcut, bă, băiețește, deci nu-mi vine a crede așa ceva. Și fraților, nu uitați să lăsați acolo un like dacă mai vreți episoade de Rocket, bineînțeles, sau în general. O să încerc și mereu în clipuri am zis că o să încerc să mai joc și altceva, dar nu am cu cine și nu am alt joc care să fiu, cum să zic, entuziasmat să joc, adică Rocket League, indiferent de vreme și indiferent de modul meu, o să joc. Adică, înainte Minecraft era jocul pe care jucam foarte des, dar s-a schimbat. Nu știu din ce cauză, dar mi s-au schimbat ideile. Dar când crești, ți se schimbă automat conceptul față de viață și față de jocuri. Ce aștept eu foarte mult e GTA 6, dar o să am copii până atunci, să m-a rămas. Ok, aparent e un gol. Foarte frumos, foarte bine. Nu știu cum a fost oricum pur noroc aici. Pentru că am dat fix în ăla, adică care erau șansele să dau fix în playerul ăla și să fie direct gol. Hai că nu mai știu să vorbesc. Ok, o să-mi iau un bus repejor. O să dea băiatul ăla. O să încerc să dau eu, dar foarte prost, dar măcar am dat cât de cât ok. A dat-o și cu echipierul meu ok, iuți, să zicem. Mi-au și un boost, o să dea așa. Eram sigur, mă face și nu este gol pentru că este cu echipierul meu de față. Mulțumesc, Grey Pass, foarte frumos. Și cred că meciul ăsta o să aflăm rancul în ghilimele al nostru din sezonul ăsta. Deja am dat 10 meciuri și bă, cred că 5 am câștigate și 5 pierdute, ceva de genul. Ok, o să dau una. Da, am crezut că nu o să vină tipul ăla, dar a venit. A, close one. Foarte aproape. Ok. A apărat-o iar. Trebuie să mă duc repede pe teritoriul meu, cum ar veni. Ok. Dă-i, te rog. Hai. A, păi ce-ai făcut, mă, mâncața și gura? Ce-ai făcut? Why are you waiting them? Mă rog. Why you challenge? Dar n-am provocat pe nimeni deocamdată. Ok, s-a dus așa. Da, îți trebuie boost, dar ce pot să fac eu cu informația dată de tine? S-o dea Alvarez ăsta. Ah, de adevărat, Alvarez, Alex Alvarez, eu știam că are un canal de gaming, adică avea Grey Pass. Nu înțeleg ce a vrut să facă. Sincer, chiar nu înțeleg ce a vrut să fac aici. Again your challenge. Nope. Focus. Nu știu ce vrea să zică băiatul ăsta. Și dacă eu sunt challenge, cum zice el, de ce pana mea le dă pase, gen? Băi, am 4 goluri, tot el vorbește, mă. Să zic că mersi că-l car, că eu chiar îl car în momentul de față.
Da, hai că vorbește și engleză foarte frumoasă. Înțeleg totul. Mai e ăla acolo. Ok. Dacă dai gol, e șmecher. Ba nu, nu dai, că ești, nu e șmecher, vezi. Da, eram sigur că o să fac asta. O să dau și eu pe parapete. O să dea ăla probabil. O să contracarez aproximativ, să zicem. O să vină teammate-ul meu din spate ca să nu facă nimic, garantez. A făcut ceva, da. N-a făcut cine știe ce. Superb. N-am ratat-o. Am crezut că vine pe altă traiectorie, știi? Da, mare pas ce am dat. Mumă, că de aproape a dat nebunul ăsta pe poartă. Am sărit înainte fără boost, dă-i take the shot. N-are boost, superb. Da, mersi că mi-ai luat mingea de pe shoot. Hai că e gol oricum. Dau și e forfeit? N-au dat forfeit deocamdată, dar asta este. Nu știu, asta la fiecare gol de-al meu nu dă skip. Nu înțeleg care e faza, iar mai înscrie două romane în chat. Ok, o să mă duc să-mi iau bus. O să dea ăla. Și că go for it, dar eu nici măcar nu eram pe minge. Nu eram chiar acolo. E gol? Da, e gol. Superbă pasă, dar superb shoot. No problem. Ok, au dat live în sfârșit. Ok, am intrat în al doilea match, să vedem ce reușim să facem și sper că putem să-l câștigăm. Suntem pe 9 mapă, adică aproximativ aceeași mapă, doar că este un pic schimbat. Nu mai știu exact cum se numește mapa asta, dar am jucat de sute mii de ori pe această mapă. Ok, foarte frumos, o pasă genială, dar teammate-ul meu n-a fost pe fază, dar tot a reușit să dea gol. Superb, ok. Bine, puteam să dau pe poartă aproximativ, dar este bine și atât. Știi vorba aia, nu e bine să fii nemulțumit cât ți se ia darul. Nemulțumitului se ia darul. Ok, aparent a fost aproape să luăm un gol. Foarte bună pasă. Am dat pe lângă, da, în fine. Dar asta nu o să mai fie pe lângă, pentru că o să fie golul meu. Cam hype sunt azi. Să nu mă duc cu zic babele în autobus, să nu te deoace. Ok. O să dau, da, nu tocmai ok. Dar nici ăla n-a dat chiar pe poarta noastră. Take the shot. M-am pins, bă, e gol? Da, e gol. Ce bunagiu, bă, ce m-am pins. Dar al meu unde se uita? Cu ea da pasă, el se ducea așa, nu știu. Habar n-am. Mamă, am 222 de puncte. Ok, am furat kick-off-ul de data asta. Al meu unde ești, mă? Hai că ești un prasnic, ok. Nu știu cum n-a nimerit acolo. Stai că trebuie boost. Te rog, descurcă-te. Da, te-ai descurcat, băi băiatule. Ce-ai făcut, mă, acolo? Ce-ai făcut? De capul meu. Hai că revenim. Dar totuși, uite, eu nu fac, adică nu prea fac greșeli, foarte rar mai fac greșeli, pentru că și sunt și eu om. Dar din cauza teammate-urilor mele pe care efectiv îi am pe Rocket League, în proporție de 90% pierd din cauza lor, nu din cauza mea. Efectiv, așa e mereu. Deci nu zic asta să mă scuz pe mine că sunt, nu știu, prost sau ceva. Dar asta e proporția. Pentru că nu dau de un teammate bun.
dau de fiecare dată de un teammate prost. Nu vreau să-i fac eu proști, dar chiar așa sunt. Dar în fine, sper că o să fie și asta în mâini, Doamne ajută. Acum să nu mai vorbim dinainte, că nu se știe ce se va întâmpla. Că mereu am zis, poate dăm și pe asta win și n-am dat de fiecare dată. Știi? E gol? Nu e gol. Ok, o să dea asta. Foarte aproape. Și ce e cool, vreau să vă zic că mi-am luat un abonament de Spotify Premium pentru 3 luni. Și poți anula oricând abonamentul. Adică, practic, tu, de exemplu, nu știu, trec astea 3 luni și fix în ultima lună, la sfârșitul abonamentului, poți să-l analizezi. Și 0 lei. La YouTube, eu tot așa am luat YouTube Premium și ți-a luat, mă rog, mi-a luat mie un leu. Nu știu de ce am zis ți-a luat, că nu va lua nimeni nimic. Mi-a luat un leu pentru că habar n-am taxe și cam așa ceva, cred. Și dacă mi-a luat mie un leu, mi s-a părut aiurea, pentru că pe YouTube poți să ții YouTube Premium pentru a nu avea, pentru a nu mai avea reclame și să ascult muzică neîntrerupt, gen, în fundal. Și există abonament de familie, individual și de student. Ceea ce pe mine mă deranjează e faptul că ăla de student nu e gratis, sau de elev, adică student-elev e cam aceeași chestie. Și mă cam deranjează așa, pentru că totuși trebuia să fie gratis sau să nu mai fie reclame dacă nu era asta. Dar orice clip care are reclame este monetizat pe YouTube, ca să știți așa un pic. Dacă nu ați primit vreo reclamă la mine, înseamnă că nu e monetizat, pentru că încă nu am 1000 de followers ca să am monetizare. Așa că să facem cât mai repede. Bine, nici eu nu m-am omorât prea tare să fac YouTube și așa mai departe. Dar o să vreau să mă apuc serios. Dar cu liceul și cu YouTube în același timp nu pot face față. Pentru că vin prea obosit și nu mai am chef de nimic. De-abia am chef să mă duc la liceu, dar minte să fac și clipuri și așa mai departe. Adică nu că ar fi prea mult pentru mine, dar adevărul e că sunt și leneș, gen. Că recunosc, adică. Dar observ foarte multă susținere la clipurile de GTA Parkour. Așa că o să încerc, o să mă strădui să găsesc pe cineva care este disponibil să joace cu mine, să filmeze și să fie amicul meu. Pentru că ce amici am eu în ghilimele, nu prea poți, nu poți să te bazezi pe ei. Da, ne-a dat gol, mai e un gol să ne egaleze, Doamne ferească. Să dăm acolo un defending, pentru că trebuie să facem defensivă cât mai repede. Mamă, ăla e diferență, are diferență de 20 de puncte față de mine, Andy ăla. Mama, și acum știu ce titlu să pun. Bravo! Hai să se ducă el, o să mă duc și eu în caz că ratează sau face ceva. Era aproximativ pe poartă, dar o să dea Corozio. Nu știu, mereu îi botez pe ăștia de rocket. Am așa o boală. Mă înțelegi? Ah, am sărit bine. Oricum, l-am câștigat și pe ăsta, să se știe. Nu sunt și n-am zis vreodată că sunt cel mai bun din România la rocket, dar o să mă acces să chiar să devin, să mor, de nu. Deci, da, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, eu am fost Jixi, nu uita de like, să te abonezi și să activezi clopoțelul pentru a ști când postez. Pa, pa!